La începutul relației, cât de greu i-a fost soțului să intre în grațiile viitorilor lui socri? Să vedem, pentru că, iată, unii dintre voi veniți din familii care au făcut tradiție și istorie în lumea circului. Și eu știu că oamenii din care lucrează în circ și care vor să facă performanță sunt niște oameni mai severi de multe ori, perfecționiști, și mă gândesc că vor același lucru și pentru fetele lor. Cami și Bolo, ce ați spus voi? Cât de greu ți-a fost să intri în grațiile socrului? Ea spune că nu i-a fost, pentru că a și povestit Bolo cu nea Neluțu ce relație frumoasă avea. Nu a fost greu deloc. Cum erau socrii tăi, Bolo? Cum i-ai descrie? Cum erau pe vremea aceea? Persoane foarte agreabile, foarte sociabile. Și în primul rând eu eram un tip tânăr, frumos, talentat numai și puțin, modest. Numai puțin. Cami, știu că tatăl tău nu mai este și știu că e un subiect foarte sensibil. Dumnezeu să-l odihnească. Poți să plângi, să știi. Nu, e o emisiune despre oameni, despre viață. Am trece. Trebuie să mă obișnuiesc cu ideea. Când s-a întâmplat? Când a plecat tatăl tău? Pe 2 martie. Anul acesta? Așa de curând? Nu, pare nespus de rău. Condoleanțe. Trecem prin astea, numai că niciodată nu vrem să acceptăm. Ai fost legată, foarte legată, da, de tatăl tău, o relație frumoasă. Da. Chiar dacă se certau în permanență. Așa se face perfecțiunea. N-ai cum. Țineau foarte mult unul la celălalt, dar erau pe contre tot timpul. Cami, părinții tăi te-au dus către lumea circului, ei te-au învățat? Nu, ei m-au lăsat să aleg. Da? Ei m-au lăsat să aleg. Ei erau tot timpul plecați, eu am fost crescută de bunici. Și la 10 ani am ales să urmez meseria asta. Și am început să repet fără ca ei să fie acasă. Deci ei nu știau? Nu. Și când le-ai spus că te-ai hotărât să mergi pe calea asta? A venit din turneu. Și cine te-a antrenat? Cu cine te-a antrenat? Bunicul, celălalt bunic. Celălalt bunic. Da. N-au fost severi cu tine din punct de vedere profesional? În momentul în care, bine, tatăl meu a zis așa: faci meseria asta, dar în schimb îți termin întâi liceul și după aia poți să lucrezi. Deci am mers la școala întâi și după asta meseria. Și bine, dar în paralel eu am tot repetat. Deci de la 10 ani până când am început să lucrez. Asta se spune că înseamnă pasiune, atunci când nu faci lucrurile dus de mână, ci când le faci singur că simți. Am lăsat să aleg, mi-a dat asta, mi-a impus apoi să-mi termin liceul. Bine, era și facultatea să termin atunci la timpul respectiv, dar i-am spus nu, că eu vreau să încep să lucrez. Am terminat facultatea ulterior. Când a început fiimea clasa 1, am intrat și noi în clasa 1 la facultate. La facultate, aveați cu toții examene. Eram toți în clasa 1. Cami și Bolo, îmi pare rău că am răscolit un moment extrem de dureros, dar este o chestiune umană de care nu trebuie să ne ferim. Durerea atunci când îți dispare un părinte, mai ales de care ai fost atât de legată toată viața, da, este una fără cuvinte și este omenește să suferim. Lacrimile nu sunt niciodată de ascuns. Ele ne fac oameni, ne fac sensibili și... O să trebuiască să învăț să vorbesc fără el, fără să plâng. Fără să plângi. Timpul, poate timpul, dar acum ești mult prea proaspăt și sigur că și eu am apăsat pe acest buton fără să vreau, de fapt. Așa a fost întrebarea și de obicei vorbim despre astfel de lucruri. Da. V-am dat 10 puncte. Evi și Crin. Evi! Ușor, zice, și nu a fost greu deloc. Aveți 10 puncte. Evi, aveai 14 ani și mama ta lucra în circ. Da. Și mama ta avea, din tata. Ce... Și tata. Dar mama ta era cumva și un om care avea propria trupă de circ și pe care o antrena și care era un om foarte exigent când venea vorba de antrenamente și de performanțe. Exact. Cum a acceptat? Tu ești singura fată? Da. Ea cum a acceptat? Un copil înainte de mine, dar din păcate la vârsta de 3 ani a pierdut într-un accident de mașină. Doamne ferește. Da. Și tu ai rămas singurul copil. Toată împlinirea părinților erai tu. Da. Cum l-a acceptat pe Crin? L-au plăcut din prima sau a știut el cum să ia? Care a fost deci, relația? Nu, l-au plăcut din prima, ca și băiat, ca și acrobat, ca și orice talentat. Dar mama a avut o mică, nu pot să zic ezitare, cât grijă pentru mine, pentru că fiind mică și eu fiind în trupa ei, el fiind într-o altă trupă,
fiecare plecam în țări diferite și ochii care nu se văd se uită. Și mai ales că ispitele sunt multe în lumea asta, exact. A spectacolului, orice s-ar spune, sunt foarte multe. Lucrezi împreună cu partenerii. Da, și având în vedere că ți-a gândit că el având aproape 21 de ani și o fiind mică, cine știe pe cine pune ochii și o rămân și sufăr și el face Bela Vita, a încercat într-un fel să mi-l scoată din cap. Dar exact atunci am primit scrisoarea cu cele trei degete și cu cei trei ani, deci și ăla a fost semn. Da, ăla a fost semn. Și exact la două luni după scrisoare a plecat din trupa respectivă, a evadat, mai bine spus, din trupa respectivă. Și a venit pe, după și tine? A venit după mine și în ziua în care a venit și l-a luat tata de la gară la, nu știu, 10 dimineața, la 10 seara am avut tren spre URSS, ne-am dus Rusia. Da, da. Unde am făcut turneu împreună chiar cu Bolo. Băi, cât de tare! Da, da. Auzi, apropo de geloziile astea, o să vreau să vorbim la un moment dat, dacă nu sunt partenerii geloși sau poate tocmai că ei înțeleg situația, nu sunt geloși. Că aveți o grămadă de lucruri de făcut, de prize, de mâna pe fund, pe mare. Pe... Dom'le, pentru noi ăștia neinițiații, e o chestiune așa care, da, ce să pună la mâna pe nevasta mea? Dar pentru voi lucrurile, cum s-au așezat în timp? Cum învățați să delimitați foarte clar lucruri? O să-mi spuneți. Am dat 10 puncte, Raluca și Valentin. Cât de greu ți-a fost ție, Valentin, să intri în grațiile viitorilor socri? Nu foarte greu, zice ea, și îmi spune că a fost chiar agreat. Valentin. Da. La fel, tu cu ochii tăi albaștri, cu calmul tău, ia spune-mi, te rog. Socrii mei au fost foarte pozitivi în relația cu fata lor. Și m-au plăcut de la început, așa, au fost puțin mai atenți, au studiat și apoi m-au îmbrățișat și m-au primit. Te-au luat pe toate părțile și la urmă ți-au făcut totalul, da. Și a zis, da, e bine, băiatul ăsta are calități, da. E bun pentru fata noastră. Fata mea, da. Raluca, nu există gelozii între voi când pleacă el cu ochii lui verzi, visători, în turnee și tu nu stai? Nu există, pentru că... Nu știu, zic că suntem oameni cu capul pe umeri și suntem conștienți că ne iubim. Vali chiar a fost plecat foarte mult de acasă. Niciodată nu s-a pus problema vreunei suspiciuni sau neîncrederi. Nu sunt genul să caut în telefon, să... Nu, departe de mine chestiile astea. Nu, deci chiar nu mă interesează. Înseamnă că acesta este în primul rând secretul unor relații stabile. Iar eu propun așa.